Binecuvântat să fie numele Domnului. Ne bucurăm că și prin harul lui Dumnezeu suntem din nou în casa Domnului. Îi mulțumim Domnului pentru harul său și pentru dragostea sa nemărginită. Vrem să venim înaintea Domnului cu o rugăciune în care să îi mulțumim frumos pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru sufletul nostru și pentru viața noastră. Și să cerem îndurarea sa în continuare peste noi și peste timpul acesta în care stăm în casa Domnului, Dumnezeu să ne binecuvânteze, așa cum știe El mai bine, după nevoile fiecăruia. Pentru început aș vrea să citesc din Psalmul 34, primele 8 versete. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăvărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Amin. Haideți să venim în prezența Domnului, plecați pe genunchi, să facem această rugăciune așa cum am anunțat.
Vă rog să ocupați locurile și rog tinerii de la laudă și închinare să slăvească pe Domnul cu o cântare. Să fie numele Domnului. Frați și surori, încă de dimineață tema pe care Biserica Domnului a avut-o pentru ziua de astăzi, o temă foarte importantă, împacă-te cu fratele tău. Sfânta Scriptură ne arată și ne spune că după ce vrăjmașul a tulburat liniștea din Eden, a tulburat liniștea din următoarea familie, între frați, repet, între frați și frați de corp. Și în această seară am vrea să reîmprospătăm în mintea noastră acest cuvânt și vă rog frumos să ne ridicăm în picioare, să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Genesa, capitolul 4, de unde vom citi primele 8 versete.
capitolul 4, pagina 4. Începem citirea cu versetul 1. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a somorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Amin. Frați și surori, am vrea să facem o rugăciune. Omul lui Dumnezeu Iacov spune și zice, mărturisiți-vă păcatele, starea înaintea lui Dumnezeu. Cred, din partea Domnului am acest gând, să dăm posibilitatea fiecăruia. Nu știu ce te apasă, dar sunt sigur că cel care poate lua apăsarea e Domnul. Și lucrurile care frământă inimile noastre, ale dumneavoastră, poate a unuia de aici, în rest toți suntem cu problemele rezolvate dacă ar veni Domnul, dar dacă o singură persoană e aici care nu are problema rezolvată cu fratele lui, să se roage în această rugăciune. Pentru că temele acestea nu sunt doar să umplem timpul, ci să scăpăm de probleme și să ne întâlnim cu Domnul. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute. Și Biblia spune, când stați în picioare și vă rugați, ce să facem? Să iertăm jumătate. Totul, Domnul să ne ajute. Ne rugăm Domnului așa cum stăm.
Vă rog frumos să reocupați locurile pe bănci. Dorim din toată inima bunul Dumnezeu și în această seară să-și reverse binecuvântările sale divine peste fiecare dintre dumneavoastră. Tuturora vă spunem un bun venit, fie că ați venit mai de departe sau mai de aproape. Mâna Domnului pe toți să ne cuprindă deopotrivă. Și Domnul să ne vorbească în această seară, să asculte glasul rugăciunilor noastre, să primească cântarea de laudă, versuri, tot ce se va duce aici, să fie spre slava celui care merită toată lauda. Numele Lui să fie glorificat astăzi și în veci de veci. Amin. Haideți împreună cu frații tineri să dăm slavă Domnului cu o cântare. În urma cântării, cred că orchestra este pregătită să slujească înaintea Domnului. Domnul să-i binecuvinteze. După orchestră, surioara Sara Mărgescu va lăuda pe Domnul cu o cântare. Domnul să reverse binecuvântare din belșug peste inimile noastre ale tuturora. Amin. Lumină în întuneric, Doamne, Tu ești.
ești Dumnezeu. Izbăvitorul atotputernic, Tu ești lumină în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. 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 Tu ești Dumnezeu.
acest dar minunat, să cânt, să te lau slăvind numele Tău. Cu toată inima mea mă închin doar Ție, Iisuse, numai Tu meriți să fii înălțat. Îți mulțumesc pentru Golgota, pentru jertfa măreață și dragostea Ta, pentru harul de a mă numi copilul Tău. Inima mea veșnic va cânta jertfa Ta sfântă și dragostea Ta. Tu mi-ai schimbat întristarea în bucuria de a cânta. Laudele mele vor înălța pe Iisus și jertfa din Golgota. Doar cu Tine, o Doamne, vreau să trăiesc și în orice zi îți mulțumesc. Inima mea veșnic va cânta jertfa Ta sfântă și dragostea Ta. Tu mi-ai schimbat întristarea în bucuria de a cânta. Laudele mele vor înălța pe Iisus și jertfa din Golgota. Doar cu Tine, o Doamne, vreau să trăiesc și în orice zi îți mulțumesc. Când am fost încercat, ai stat lângă mine. La bine sau greu, niciodată nu m-ai lăsat. Și multe necazuri în viață devin, cu Tine trec peste orice suspin. Cu Tine totul în viață e mai ușor. Inima mea veșnic va cânta jertfă Ta sfântă și dragostea Ta. Tu mi-ai schimbat întristarea în bucuria de a cânta. Laudele mele vor înălța pe Iisus și jertfa din Golgota. Doar cu Tine, o Doamne, vreau să trăiesc și în orice zi îți mulțumesc. Inima mea veșnic va cânta jertfa Ta sfântă și dragostea Ta. Tu mi-ai schimbat întristarea în bucuria de a cânta. Laudele mele vor înălța pe Iisus și jertfa din Golgota. Doar cu Tine, o Doamne, vreau să trăiesc și în orice zi îți mulțumesc. Amin. Domnul să fie binecuvântat. Avem motive suficiente să aducem mulțumire Domnului. În continuare, surorile Tabita și Mălina laudă pe Domnul cu o cântare. În acest timp facem și colecta bisericii. După colectă, din nou orchestra se va închina înaintea Domnului cu o cântare, iar după orchestră, sora Manuela Rusu va recita o poezie pentru slava Domnului, iar după poezie, corul se pregătește să dea slavă Domnului. Domnul să fie binecuvântat în toate lucrurile. Amin. Tu m-ai cules din pur.
ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea purul să rămân. Azi eu alerg tot mai grăbit pe cale, s-ajung acolo sus la dreapta ta. Poarta ce se cheamă Golgota, tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, mărgăritarul, în dragostea mea purul să rămân. Și dacă adesea cad sub greul crucii și mă pândesc ispitele născut, și atunci am mulțumiri ți-aduc, Iisuse, că cearul tău îmi este îndeajuns. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă-mbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea purur să rămâi. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, mă-mbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea purul să rămân. În dragostea mi-a purul să rămân. Amin.
slăvit să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ni se cere o consultare, mie, ție, la oricare, pentru cei porniți spre cer, un control la caracter, căci, vai, s-a înmulțit buruiana, pălămida și scaieții, formaliștii și glumeții, și sărmanul bob de crâu e ca în junglă, ca în pustiu, și până nu-i prea târziu, dacă vrei un grâu de soi, hai să începem, dar cu noi. Hai ca să aflăm secretul, care-i paiul, care-i buba, de ce ia amploare ciuma, de ce noi ne împotmolim, de ce noi în noi murim, când noi trebuie să fim oameni tari și plini de viață, oameni sfinți și cu speranță în acel ce a înviat, în acel ce ne-a salvat și cu Tatăl ne-a împăcat. De ce înfrățirea nu-i cum trebuie să fie și nu-i nici statornicie și nu-i nici credință vie? Nu cumva la noi e baiul, nu cumva e chiar la mine, nu cumva e chiar la tine, nu cumva un glonț stingher ne-a lovit în caracter, căci un caracter solid, sănătos și mântuit e mai tare decât moartea, e mai tare ca infernul, căci în el este eternul, e tezaurul ceresc, Duh din Duh dumnezeiesc. Ce neprihănire crezi? De ce multă neputință, de ce multă milogeală, sălăcie, boli, cerșeală, când stăpânul ce-l slujim e bogat și sănătos și nu-i nici neputincios? Tot ce noi n-avem, el are, e stăpân peste hambare, el e o binecuvântare, el te face sănătos dacă ești și credincios, altfel vei rămâne în boală, să-ți distrugă ce-i spoială, să te scoată grâu curat, dacă te lași prelucrat de stăpân cu adevărat, căci dând vina tot pe alții când de fapt suntem la fel, n-o să dovedim nimica, dovedește tu ce poți. Sfântul nu sfințește locul dacă noi nu îl sfințim. Trebuie în mare grabă noi să ne repocăim, noi să dovedim iubire, noi să dovedim dreptate, noi să dovedim frăție și o deplină unitate, o deplină părtășie, o deplină bucurie, o deplină primăvară, chiar și aici la noi, în țară, nu fugar numai acolo unde-i binecuvântare. Noi să fim puși în spărtură, noi să fim niște hambare, căci stăpânul nostru are și el vrea ca noi să fim așa cum ne și numim, umărul pus unde-i greu și acum să dovedim, căci cu noi e Dumnezeu. Vrem să fim eroii vremii, deșteptare din culcuș, să fim gata în orice vreme de a urca orice urcuș. Dacă vrei să fii ferice, sus privirea, dragul meu, biruința e a celor ce se încred în Dumnezeu. Slujbele sunt felurite, dar chemările-s la fel. Nu șoma, nu sta pe margini, te implică cu mult zel și ai să vezi că prins puteri, pus de patria de sus, pus de o părtășie sfântă în acei ce s-a lui Iisus, ai să vezi cum neputința pleacă din căminul tău, pleacă boala, suferința, pleacă tot ce a fost mai greu și ai să rămâi în suflet cu o pace și o dumnezeire în grai și umblând aici cu Domnul, vei fi în veșnicii în rai. Amin. Cu ce te hrănești, o frate creștin, cărui Dumnezeu te închin?
iar gândul tău ne zboară mereu, cât timp lași tu pentru Dumnezeu. Cu ce te hrănești, aceia rodești, din inimă tu izvorăști. Tu dai doar ce ai, din iad sau din rai, ai grijă cu Domnul cum stai. Te crezi pocăit, dar ești împietrit, ești un perete zugrăvit. Vorbești din cuvânt, dar nu îl trăiești, pe Domnul ades răstignești. Cu ce te hrănești, aceia rodești, din inimă tu izvorăști. Tu dai doar ce ai, din iad sau din rai, ai grijă cu Domnul cum stai. Vorbește iubire, dar astăzi urăști, pe-aproapele tău nu-l iubești. O, nu-ți este teamă că mâine nu ești și vei fi cu cel ce-l slujești. Cu ce te hrănești, aceia rodești, din inimă tu izvorăști. Tu dai doar ce ai, din iad sau din rai, ai grijă cu Domnul cum stai. Trezește-te azi, cât timp mai e har, iertare să cer Domnului. Nu mai risipi viața-n zadar și vino azi la crucea sa. Cu ce te hrănești, aceia rodești, din inimă tu izvorăști. Tu dai doar ce ai, din iad sau din rai, ai grijă cu Domnul cum stai. Amin.
Binecuvântat să fie numele Domnului. Continuăm slujirea din această seară, în timp ce sora Cristiana Tonț laudă pe Domnul cu o cântare. Dorim să pregătească Domnul inimile noastre pentru următoarele momente, mesajul Evangheliei, să fie vestit cu putere. Și mai mult decât atât, frați și surori, inimile noastre să le cerceteze Domnul, să dea Domnul cuvânt fratelui Vasile și nouă inimi deschise. Sora Cristiana laudă pe Domnul și apoi ascultăm cuvântul Evangheliei. Dumnezeu iubește omul pentru nimeni.
tine mai mult ca orice. Dumnezeu te iubește mai mult ca orice. Dumnezeu iubește omul, pentru nimeni n-a murit Iisus. Binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Și în această seară stăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu și așa cum a fost citit Cuvântul Lui Dumnezeu și în această seară pentru noi și pentru inimile noastre, după ce am auzit și această cântare, că mai presus de orice Dumnezeu iubește omul, pot să spun că pentru fiecare dintre noi este această veste bună, am această veste bună, Dumnezeu ne iubește, slăvit să fie numele Lui în veci de veci. L-a iubit pe Abel, l-a iubit și pe Cain. Și o să vedeți de ce, pentru că de Abel Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui, dar de Cain Dumnezeu s-a ocupat într-un mod special. De multe ori noi am vrea să ne comparăm doar cu Abel, dar în inima noastră Dumnezeu știe ceea ce este în inima noastră de multe ori și cunoaște gândul nostru și cunoaște ceea ce se întocmește în inimile noastre. De aceea Dumnezeu îi spune la Abel, nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Și continuă, dorința lui se ține după tine. Atunci când Cain a adus jertfa lui Dumnezeu, spune în versetul 3 care s-a citit în această seară, după bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. După un anumit timp, după ce trecuse o perioadă de timp și după ce l-a semănat și a recoltat, a zis că să aducă și el ceva din ceea ce Dumnezeu a făcut să rodească pământul. Însă, în toată purtarea lui, reiese că omul acesta, Cain,
a fost neglijent în ceea ce face. El trebuia să vină înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce avea el mai bun. Și din cuvântul lui Dumnezeu reiese că faptele lui erau rele. Atitudinea cu care el a venit înaintea lui Dumnezeu nu era o atitudine potrivită. Și spune Ioan în Noul Testament un verset pe care aș vrea să-l citesc. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Cain și despre faptele lui. În 1 Ioan capitolul 3 de la versetul 12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său, și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. L-a ucis din invidie. Prima dată a venit invidia în inima lui Cain. Și lucrul acesta i-a adus mai pe urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, că și-a primit și blestemul. După ce a comis și crima, a fost și blestemat. Atunci când a intrat păcatul în lume, așa cum spunea și fratele Nelu la început, după ce prima pereche, prima familie a ales să asculte de cel rău, primul păcat, ei au fost izgoniți din grădină, din rai. Dar următorul pas a fost o crimă. Pentru că atunci când cel rău își face loc în inima unui om, omul acela ajunge să săvârșească un păcat și să cadă sub acel blestem. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, ca să ne mântuiască și să ne izbăvească de sub osânda păcatului, din împărăția întunericului, și să ne aducă la viață, la lumină. Slăvit să fie numele Domnului în veci de veci. Abel, în al doilea rând, omul acesta, a adus și el o jertfă. Și spune cuvântul Domnului în versetul 4, Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dumnezeu, atunci când a dat legi și porunci, spune în Leviticul capitolul 2, versetul 12, ca jertfă de mâncare din cele din tâi roade veți putea să aduceți Domnului. Omul acesta a știut că ceea ce trebuie să aducă lui Dumnezeu este ceea ce are mai bun, cele din tâi roade. Ieri m-a sunat cineva referitor la o familie care trece prin încercări. Mi-a cerut adresa și ce situație are acea familie. Nu este de la noi din biserică. Și printre altele am spus că am vorbit cam jumătate de oră cu omul acela. Printre altele am spus, dacă te duci să-i cumperi ceva, că nu știa ce să facă. Să ducă financiar sau să ducă ceva, alimente. I-am spus, dacă te duci să cumperi ceva, să cumperi ce e mai bun. Ați văzut, când mergem la Profi, putem să alegem lucruri mai ieftine și lucruri mai scumpe. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră față de Dumnezeu atunci când facem o jertfă. Pot să spun mai mult decât atât. Și banul când îl punem la colectă și mi-aparține și vă spun cu toată responsabilitatea. Atunci când punem un ban la colectă, caută să pui un ban bun, nu un ban care nu ți-l mai ia nimeni la magazin. Pentru că atunci când vii și te închini înaintea lui Dumnezeu, trebuie să vii cu tot ce ai mai bun. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că noi venim în prezența lui Dumnezeu și suntem în tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Dar mai ales când venim în casa lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu se uită la inima noastră. Dar uneori se uită, se privește și la atitudinea noastră pe care o avem. Și aici
pot să spun că se uită și la felul cum noi arătăm, la felul cum noi ne îmbrăcăm, la felul cum noi ne raportăm față de cei din jurul nostru și atitudinea pe care noi avem față de ceilalți frați. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos a spus o pildă și în pilda aceea apare un vameș și un fariseu. Amândoi s-au dus la templu să se închine, dar unul a venit cu o atitudine nepotrivită înaintea lui Dumnezeu și s-a întors acasă tot așa cum a venit. Însă celălalt a spus, nici nu știa să se roage, poate chiar așa de bine, dar rugăciunea lui a fost ascultată. Și a spus doar atât, Doamne, ai milă de mine păcătosul. De aceea, ori de câte ori venim în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute să fim închinători adevărați. Închinătorii despre care Domnul Iisus Hristos îi spunea acelei femei că vine vremea și a și venit când închinătorii adevărați se închină Tatălui în duș și în adevăr, pentru că astfel de închinători dorește Tatăl. Dacă Cain își recunoștea vina după ce Dumnezeu l-a avertizat că ceea ce face nu face bine, omul acesta avea toate șansele să se întoarcă, dar nu s-a mai întors. De aceea, când venim în prezența lui Dumnezeu, dacă ne osândește inima noastră, așa cum spune Ioan, să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce ne osândește inima noastră și să primim iertare. Și dacă nu ne osândește inima noastră, spune cuvântul Domnului atunci, noi avem îndrăzneală la Dumnezeu și ce vom cere, vom și căpăta. Slăvit să fie numele Domnului în veci de veci. Dumnezeu să ne ajute ca ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu și în trăirea noastră pe acest pământ și în alergarea noastră pe acest pământ cu frații de credință, cu oamenii din jurul nostru, să avem întotdeauna o atitudine plăcută înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Așa cum eram îndemnați și azi dimineață din cuvântul lui Dumnezeu, câtă vreme ești pe drum, caută să te împaci cu fratele tău și Dumnezeu să ne ajute. Lucrul acesta trebuie să-l învățăm din seara aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că lucrurile acestea au fost scrise ca noi să învățăm din ele și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. Atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și aducem o jertfă, noi trebuie să și credem. Trebuie ca să credem în Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul Domnului că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îi caută. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și un verset care vreau să închei, spune cuvântul Domnului, să nu uităm binefacerea și dărnicia, căci jertfele ca acestea lui Dumnezeu îi plac. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Domnul să ne ajute, Domnul să ne învrednicească, frați și surori, să aducem jertfe plăcute înaintea Domnului. Și întotdeauna inimile noastre să fie mulțumitoare de ceea ce aducem. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu să fie mulțumit de jertfa și închinarea noastră. Bunul Dumnezeu să ne ajute. Corul laudă pe Domnul cu o cântare, până corul pregătește cântarea. Vreau să fac câteva anunțuri. Cu ajutorul Domnului, mâine după masă, tinerii sunt așteptați aici la casa Domnului, la rugăciune, la părtășie, la învățătură din Cuvântul Sfânt. Domnul să binecuvinteze toți tinerii biserici. Domnul să-și reverse îndurare peste ei, să pună în ei dorința aceasta de a-L căuta pe Domnul. Cea mai frumoasă perioadă din viața unui om este tinerețe. Și dacă din tinerețe te pui la dispoziția Domnului, e cel mai frumos har. Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii. Marți seara de la ora 6, de la ora 18, vrem să avem o seară de evangelizare. Ne rugăm ca Domnul să dea har, Domnul să cerceteze inimile noastre. Împreună cu noi va fi fratele păstor Ionică Jijie din Bucovina. Dumnezeu să cerceteze inimile noastre și Dumnezeu să fie prezent la toată lucrarea care se face.
apoi din nou joi seara, duminica viitoare. În toate acestea dorim prezența Domnului, dar și noi să facem parte din lucrarea Domnului. Până atunci repetițiile de cor, de orchestră, toate se cunosc. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce se implică într-o formă, mai mică sau mai mare. Dumnezeu să reverse îndurare peste fiecare suflet. Amin. Corul laudă pe Domnul. Puternic Tată a toate Creator, Domn peste toate, prin Duhul Sfânt dă viață, pe Fiul ni l-ai dat, Iisus Salvatorul. Pentru Dumnezeu ca Tată, Iisus Hristos ca Fiul, El Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu, El este o înviere, că vom trăi în veci. Dar eu cred în al Tău Sfânt Sus, în al Tău Sfânt.
a vieții, cred în nașterea din nou, cred în părtășia sfântă, biserica e aici, cred că este o înviere, Hristos va reveni, vom fi cu El, doar crezând în Iisus. Cred în veșnicia vieții, cred în nașterea din nou, cred în părtășia sfântă, biserica e aici. Cred că este o înviere, Hristos va reveni, vom fi cu El, doar crezând în Iisus. Cred în Dumnezeu ca Tată, cu Iisus Hristos ca Fiul, cred în Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu. Cred că este o înviere, că vom trăi în veci, dar eu cred în adânc sfânt lume. Eu cred, Iisus, în adânc sfânt lume. Eu cred, Iisus, în adânc sfânt lume. Amin, Domnul să o binecuvinteze. Vocea, puterea, voința și spre sfârșitul acestei seri să mai cântați o cântare spre sfârșitul serviciului din această seară. Domnul să vă binecuvinteze. Frați și surori, privind la cuvântul lui Dumnezeu care a fost de dimineață și care îl avem și în această seară, ne uităm la acest cuvânt, această noțiune care spune frate, soră. Sunt cuvinte care spun foarte mult. Să spui cuiva, e fratele meu, suntem frați. Dar cum? Înfrățiți în jertfa de la Golgota. Vă dați seama ce nume purtăm? Vă dați seama la ce scop ne-a chemat Dumnezeu? Vă dați seama cât de înălțător este gândul acesta să spui cuiva cu care n-ai nicio legătură de rudenie, poate că nici nu te-ai cunoscut niciodată. Și în urma întâlnirii lui cu Hristos, în urma întâlnirii dumneatale cu Hristos, venind la poala crucii Domnului Iisus Hristos împreună să spui pace frate, pace soră, Domnul să te binecuvinteze. E un har măreț să fim înfrățiți în jertfa de la Golgota. E o chemare nespus de mare să fim frați, părtași al aceleiași împărății, a cărui împărat este Iisus Hristos Domnul. Iosif spunea în împrejurarea pe care Biblia o arată și spune, când l-a întrebat omul acela, unde te duci? Și el a zis, caut pe frații mei. Era o căutare sigură, omul acesta punct ochit, punct lovit. Tatălui i-a spus, mergi la frații tăi și să-mi aduci vești. Când a ajuns acolo, i-a spus, nu mai sunt aici, au plecat undeva mai departe, la Dotan. Și pentru că erau frații lui, și pentru că cineva l-a trimis cu un scop anume și special, cu un scop precis, se aducă vești, a mers și a căutat pe frații lui. Și când l-au văzut frații lui de departe, l-au privit cu iubire în ghilimele. Pentru că cel care a pus ură între primii frați, de atunci și până în ziua de astăzi, caută să semene ură și dezbinare între frați. Cu atât mai mult între cei care fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Motivul pentru ca să
veghem în această seară e cuvântul lui Dumnezeu care ne îndeamnă la o veghere specială, că suntem frați, înfrățiți în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul Domnului spune, dintre unul din marii bărbați a Scripturii a scris următoarele cuvinte. Versetul acesta e așa de cunoscut, dar aș vrea să-l citim împreună. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 9, unde omul lui Dumnezeu Ioan spune următoarele cuvinte și îmi plac așa de mult. Uitați-vă, eu Ioan, fratele vostru, simțiți vreo reacție? Simțiți vreo căldură, vreo responsabilitate? Când citim versetul acesta, eu Ioan, fratele vostru care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea lui Iisus Hristos. Mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Frate Ioane, e așa scop mare e acesta? Da, e cel mai nobil scop de sub ceruri. Dacă vreți, de pretutindeni, nu există scop mai frumos decât acesta, să fii părtaș împreună cu frații tăi la necaz, la răbdare și apoi la împărăția lui Iisus Hristos. Dar ca să trecem prin toate acestea, frații mei și surorile mele, trebuie să învățăm în această seară, căci frații și surorile din biserica Efrata care îl slujesc pe Iisus Hristos Domnul trebuie să fie gata să treacă împreună și prin necaz, și prin bucurie, și prin zile de glorie, și prin zile cu soare, și să dovedească aceeași dragoste pe care au primit-o de la Domnul. Amin? Aceeași dragoste pe care am primit-o de la Domnul, unii față de alții. Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi. Cine dintre noi ar spune că a trecut măcar printr-un procent de, să zic așa, iertați-mă, 10%, 5% din necazul prin care a trecut Ioan? Și el spune, eu sunt fratele vostru, părtaș cu voi la necaz, la răbdare, părtaș cu voi, dar enumeră printre toate acestea, părtaș cu voi și la împărăție, și la răbdarea lui Iisus Hristos, și la chemarea aceasta. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, spune Biblia, nu eu, Biblia spune, ațintiți-vă privirile la cine? La marele apostol al mărturisirii noastre, adică la Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui din veșnicie în veșnicie. Amin. În această seară sunt puse înaintea noastră prin cuvântul Domnului două personaje, doi oameni, doi bărbați, doi frați. Și aș vrea, înainte de a merge mai departe, să citim din cuvântul Domnului câteva lucruri care mi-au plăcut enorm de mult. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului și zice despre credință. Frații trăiesc prin credință, frații trăiesc prin nădejde, frații se adună la rugăciune, la părtășie, vorbim de Biserica Domnului, da? Și dacă privim la această statură a frățietății, a oamenilor chemați la aceeași lucrare, cuvântul Domnului are o listă așa de frumoasă în Cartea Evrei, capitolul 11. Și începe lista aceasta frumoasă cu următorul verset și zice așa: pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie, adică prin credință. Despre credință vorbește primul verset, că este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Și omul lui Dumnezeu spune și zice, prin aceasta cei din vechime, și am putea să zicem frații noștri, au trecut prin necazuri, prin încercări și au căpătat o bună mărturie, frați și surori de la Efrata, tineri și tinere, toți cei ce m-auziți. Dacă astăzi se sfârșește viața noastră, care e mărturia?
Ce se poate spune despre mărturia noastră? Ce zic oamenii de lângă noi? Ce zic frații de lângă noi? Ce zice omul sau vecinul sau vecina sau cel cu care ești certat și n-ai dat mână de împăcare? Pentru că Biblia spune, oamenii din vechime au primit o bună mărturie în urma credinței lor. Și dacă pe noi ne motivează și ne caracterizează și ne strânge credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, noi trebuie să avem o mărturie frumoasă despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și mărturia noastră nu-i trecătoare, mărturia noastră rămâne veșnică. Ei au căpătat o mărturie și veți vedea într-un mod cu totul deosebit. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat și mărturia că este neprihănit și căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește încă măcar că este mort. Extraordinar! Ce mărturie frumoasă! Omul acesta a venit prin credință. Cred din citatul nostru pe care l-am avut în această seară, căci bărbații aceștia, copiii aceștia, acești frați, știau de la părinții lor despre jertfă și noțiunea de jertfă. Ce însemnează să aduci o jertfă? Cred că prin educația lor au știut că a aduce o jertfă înaintea lui Dumnezeu e ceva plăcut. Și prin credință, spune versetul pe care l-am citit, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună. De ce? Abel avea și o credință mai bună și o nădejde mai bună. Avea o tărie puternică în Dumnezeu. El știa că jertfele pe care le aduce înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie de un miros plăcut. Jertfele de animale, jertfirea animalelor presupunea un sacrificiu enorm. Și Biblia spune, din întâi născuți ai turmei să se aducă jertfe. Și omul acesta, spune Biblia, căci prin credință a adus o jertfă mai bună decât Cain. Prin credință a căpătat, prin ea, prin credința lui însuși, prin lucrarea dumneatale însăși, vei fi promovat sau apropiat de Dumnezeu sau prin lucrarea noastră a tuturora pe care o facem putem să fim apropiați sau să fim îndepărtați de Dumnezeu. Spune Biblia în continuare și zice, prin ea a căpătat mărturia că este neprihănit. Adică fără de păcat, jertfa pe care a adus-o Abel înaintea lui Dumnezeu îl declară neprihănit, fără nicio vină. Și totuși îi este îngăduit și permis lui Cain ca să-l omoare. Și măcar că el a murit, spune Biblia, totuși și astăzi vorbește atât de drept ca și atunci când el privea la jertfă și fumul jertfei se ridica spre Dumnezeu. De ce? A dus o jertfă neprihănită. S-a încadrat în cerințele și în dorințele pe care le cerea Dumnezeu. Și spune Biblia și zice, și prin ea vorbește și acum, măcar că este mort. De ce? Înaintea lui Dumnezeu să are în vedere viața noastră, slujirea noastră, jertfirea noastră și toate sacrificiile noastre vorbesc despre noi și astăzi și mâine, dar mai mult decât atât, o veșnicie întreagă. De aceea, bunul Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai credinței. Frați și surori, dacă pe vremea lui Abel credința era ceva de onoare, ce ziceți acum când suntem în pragul așteptării arătării Domnului nostru Iisus Hristos, nu trebuie să fie tot la fel? Ba da, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi merge lista și zice mai departe despre toți oamenii aceștia, căci s-au bazat pe credință și enumere pe fiecare dintre ei, dar
Haideți să mergem la cuvântul lui Dumnezeu și în această seară să descoperim câteva lucruri din cuvântul Domnului care ne arată într-un mod deosebit ce păcate ne depărtează de credință. Ce păcate pun zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Din citatul nostru am putea să vedem neascultare, da? La Cain, neascultare. Am putea să vedem mânie, neascultare din ce pricină? Dacă Dumnezeu cerea jertfe plăcute, jertfe de bun miros, cum poți să-ți permiți să aduci orice unui Dumnezeu? Aceasta înseamnă neascultare. Apoi, în urma neascultării spune că a devenit mânios, morocănos, o față schimbată la el și mânia aceasta l-a împins mai departe la ucidere. Frați și surori, toate lucrurile rele se leagă. Și după ce a făcut uciderea, spune că a și mințit. Când întreabă Dumnezeu, zice, unde-i fratele tău? Foarte răbufnitor, zice, sunt eu păzitorul fratelui meu? M-a pus pe mine cineva să-l păzesc? Dar oare nu știa el? Vedeți, vine neascultarea, vine mânia, vine uciderea și apoi vine minciuna. Scumpii mei frați și surori, aș vrea în această seară Duhul Domnului să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și să ne ajute să fim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. În Proverbe 3:9, dacă frații pot să mă ajute, să vedeți ce frumos vorbește Dumnezeu despre jertfe, despre lucrurile acestea cu care trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu. Cinstește-L pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Ceea ce facem noi, frați și surori, trebuie să-L cinstească pe Dumnezeu, să aducem onoare lui Dumnezeu. Nu-i vorba de un om, mulți oameni ar vrea ei să fie onorați, ei să fie aplaudați, ei să fie, știu eu, nu, aici, în casa lui Dumnezeu, un singur nume, El, Dumnezeu, să fie slăvit, iar noi pe El să-L cinstim. Și cuvântul Domnului, în Romani, spune cuvântul Domnului și zice, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, sunt lucruri care îl onorează pe Dumnezeu. Când trupurile noastre, când viața noastră, când închinarea noastră, când biserica Domnului vine înaintea Domnului cu o închinare sfântă, plăcută după voia lui Dumnezeu, suntem cei mai fericiți. De ce? Dumnezeu primește jertfa și se uită cu iubire. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu din această seară și zice așa, după o bucată de vreme, Cain a adus o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Frați și surori, în această seară Domnul privește spre jertfa fiecăruia dintre noi și spre gândurile noastre. Domnul privește mult mai mult când plecăm de aici, acasă, la casele noastre, când suntem împreună cu familia, Domnul și acolo privește. Domnul să privească cu plăcere și cu iubire spre inimile noastre și spre jertfa noastră. Dar, spune cuvântul Domnului, dar spre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Dar spre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Oare de ce s-a mâniat? Poți să te mânii pe Dumnezeu? Putem să ne mâniem pe Dumnezeu? Nici de cum. Mânia lui Cain a fost avertizat Cain de Dumnezeu. Dumnezeu a ieșit înaintea lui și spune cuvântul Domnului și zice așa, și Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Pentru ce te-ai mâniat? Expresia feței lui a arătat că el este mânios, că este supărat, că s-ar fi simțit oarecum nedreptățit.
pentru că fratele lui a dus o jertfă spre care Domnul a privit cu plăcere. Doamne, ajută-ne și pe noi, pe toți de aici, să aducem jertfe spre care privește Domnul cu plăcere. Cain, pe lângă faptul că a adus o jertfă spre care n-a privit Domnul cu bucurie, i s-a posomorât fața și s-a mâniat. Și Domnul începe să-l corecteze și să-i spună cum ne corectează și pe noi, și pe mine, și pe dumneavoastră. Și ne spune în această seară Domnul, aici, la Biserica Efrata, și zice așa, acum vorbim de noi, nu mai vorbim de Cain și de Abel. Nu e așa că dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă și dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Frați și surori, aceasta ne vorbește Domnul nouă. Am putea să-l acuzăm pe Cain în fel și chip și să-i atribuim toate calificativele slabe lui Cain și toate cele bune și frumoase lui Abel. Dar dacă nu avem noi un calificativ înălțător în care să se vadă puterea, iubirea, dragostea și iertarea lui Dumnezeu, n-am făcut nimic. Și versetul spune și zice, nu e așa, fraților din Făget, că dacă faceți bine, bine veți fi primit. Amin. Domnul să ne ajute, Domnul să ne învrednicească, Domnul să ne dea această putere, să putem să facem bine, căci bine vom fi primiți. Cain a făcut rău, Cain a făcut mult rău, deși a fost avertizat, deși Evanghelia se predică de zeci de ani în casa lui Dumnezeu. Și totuși, mai sunt frați și surori care trec și nu-și pot întinde mâna aici, la poarta bisericii. Oare ce va fi în raiul lui Dumnezeu? Oare ce va fi în împărăția lui Dumnezeu? Oare ce va zice Ioan, despre care am citit mai devreme, când a spus, eu, Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz și apoi la împărăție. Părtaș cu voi la răbdarea lui Iisus Hristos, la dragostea lui Iisus Hristos. Părtaș cu voi la această mare împărăție și această părtășie. Iubiții mei, e o mare problemă pentru frățietate, pentru frați și surori. Un cuvânt al Domnului spune și zice, prietenul adevărat iubește oricând și la necaz ajunge ca un frate. Vedeți ce trebuie să fie frații și surorile? E adevărat cuvântul lui Dumnezeu care spune, nu e așa că dacă faci bine, bine vei fi primit. Știți care e cel mai mare bine care îl pot să-l fac eu? În seara asta aici înaintea dumneavoastră și dumneavoastră la rândul fiecăruia, știți care e cel mai mare bine? Să ne pocăim. Cel mai mare bine. Și când ne-am pocăit și când primim cu adevărat mustrarea, îndemnul care sunt calea vieții, dacă faci bine, cel mai mare bine este să te pocăiești. Am întâlnit oameni care au spus, dacă nu m-aș fi pocăit, de mult eram în țărâna pământului. Am întâlnit oameni și tineri care mi-au spus, dacă nu mi-ieșea Domnul înainte, eram cel mai nenorocit, dar Domnul mi-a ieșit înainte. Și cuvântul spune și zice, dacă faci bine, adică dacă ne pocăim, e primul bine pe care trebuie să-l facem, iubiții mei, frați și surori. Haideți să mergem mai departe în cuvântul Domnului și zice, dacă faci bine, dacă aduci o jertfă bună, nu? Dacă ne-am pocăit, aducem și o jertfă bună și vom fi bine primiți. Pentru că noi, pocăindu-ne, nu putem să rămânem fără roadă. Cuvântul Domnului ne învață și spune că noi trebuie să rodim roada Duhului Sfânt. În perioada care a trecut, Biserica Domnului, tinerii, și pentru aceasta îi binecuvintez pe toți tinerii, au învățat o temă frumoasă, conectați la cer prin roada Duhului Sfânt. Iar acum continuă partea a doua,
prin conectați la cer, izolându-se, depărtându-se de fără de legile, de roada aceasta a firii pământești. Și sunt lucruri care trebuie să ținem cont de ele. Deci dacă faci bine și te pocăiești, și ne pocăim, dragii mei, căci pocăința e un proces continuu, cât trăim în viața aceasta, trebuie să ne pocăim. Și pot să vă dau exemplu biblic, e cunoscut de toți dintre dumneavoastră. Iov a zis la finalul lui, după marile încercări și după testul încercării vieții lui, a zis: acum mă pocăiesc. Deci loc de pocăință este pentru fiecare și avem mare nevoie, pentru că pocăința este adevărul lui Dumnezeu care l-a propovăduit și a zis: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și învrednicește-ne. Deci dacă faci bine, aduci o jertfă corectă. Nu putem să aducem o jertfă nepotrivită înaintea lui Dumnezeu. Nu putem să aducem jertfe care să ne descalificăm înaintea lui Dumnezeu, ci trebuie să aducem jertfă înaintea lui Dumnezeu ca cei ce văd jertfa noastră să se bucure împreună cu noi și noi să ne bucurăm împreună cu ei de jertfa pe care o aducem înaintea Domnului, căci jertfele de bun miros sunt plăcute Domnului și întorc asupra noastră binecuvântări divine în viața aceasta și mult mai mult în viața viitoare. Bunul Dumnezeu să ne ajute, Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă faci bine, bine vei fi primit. Un al treilea gând care vrem să îl înțelegem aici: dacă faci bine, vei fi acceptat. Vei fi acceptat de Dumnezeu, de frățietate, de cei ce sunt aici. De ce? Pentru că dacă te-ai pocăit, dacă aduci o jertfă frumoasă, ești acceptat de cer, de frați, de surori, toată mulțimea se bucură. De ce? Ești fratele lor care aduci jertfa cerută de Dumnezeu, jertfa pe care Dumnezeu o primește cu bucurie. Și noi vrem de aici, din locul acesta, să se înalțe jertfe și să fim acceptați înaintea lui Dumnezeu. Dacă faci bine, vei fi acceptat de Dumnezeu, vei fi primit de Dumnezeu. Și apoi cuvântul Domnului spune și zice: dacă faci bine, dacă faci bine, dacă facem bine, păcatul pândește la ușă, ascultați-mă bine, pândește la ușă. Și ce vrea să facă? Să ne prindă. Dar dacă faci bine, dacă ești pocăit, dacă duci o jertfă frumoasă, dacă cu adevărat ești acceptat și ai primit harul lui Dumnezeu, păcatul n-are nicio putere. De ce? Pentru că asupra dumneatale, asupra noastră, e sângele jertfei Domnului Iisus Hristos și care ne păzește de puterea păcatului. Dacă faci bine, bine vei fi primit. E textul din această seară, nu e un verset pe care l-am adăugat, s-am adăugat ceva. Dacă faci bine, bine vei fi primit. Păcatul pândește la ușă. Dacă faci bine, dacă te pocăiești, dacă Domnul mărturisește că ești și sunt copilul lui Dumnezeu, dacă binele acesta te provoacă să aduci jertfe frumoase înaintea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le primește cu multă iubire, și dacă aduci jertfă, ești acceptat, ești primit. Jertfa pe care o aduci înaintea lui Dumnezeu e o jertfă de bun miros, e o jertfă plăcută. Și chiar dacă păcatul pândește la ușă, uitați-vă, să nu credeți că bunătatea și iubirea lui Dumnezeu s-a sfârșit. Bunătatea lui și iubirea lui Dumnezeu s-a arătat într-un mod deosebit față de Cain, chiar dacă a ucis și a omorât pe fratele său. Dacă veți urmări acasă textul acesta, când Cain începe să se căiască și se gândește că va fi omorât, Dumnezeu mai are argumente pentru el. De ce? Începe să se gândească ce va fi și Dumnezeu îi propovăduiește și îi spune că îi va aduce izbăvire. Și atunci se poate naște întrebarea aceasta: dar de ce a îngăduit Dumnezeu să moară neprienitul Abel?
Știți de ce? Ca noi astăzi să avem o temă și să înțelegem căci neprihăniții, și dacă mor, trăiesc. Repet, neprihăniții, și dacă mor, trăiesc. Mai știm un neprihănit care a murit fără de vină. Și Biblia ne arată despre 6 personaje care au vorbit la crucea Domnului Iisus Hristos despre moartea lui, soldatul roman, femeia lui Pilat, ostașul care era acolo și oameni din prejurul zonei respective când Domnul Iisus Hristos a murit. Au zis, neprihănitul acesta n-are nicio vină, tâlharul și câteva personaje de acolo, dar neprihănitul acesta a murit ca noi să trăim și să ia asupra lui vina noastră și noi să înțelegem în această seară, dacă faci bine, bine vei fi primit. Păcatul pândește la ușă, e la ușă, dar tu și eu, noi, să-l stăpânim. Bunul Dumnezeu să ne ajute, Bunul Dumnezeu să ne învrednicească, căci dacă noi chemăm prezența lui Dumnezeu și stăpânim, suntem absolviți, iubiții mei, de neascultare, suntem absolviți de mânie, suntem absolviți de ucidere, suntem absolviți pe deplin de minciună. De ce? Pentru că suntem ancorați în Dumnezeu. Pentru că trăim în neprihănirea cerută de Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune și zice, nu e așa că dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Și dorința lui, dorința păcatului, frații mei, surorile mele, tineri dragi, care ascultați Evanghelia, dorința păcatului e aceeași de la început până astăzi și cât vor mai ținea vremurile. Să te doboară la pământ, să te pună la pământ, pentru că e o dorință a vrăjmașului și zice, dorința lui se ține după tine, dar cel ce ne izbăvește de sub puterea păcatului, dacă facem bine, dacă ne pocăim, dacă aducem o jertfă frumoasă, dacă suntem acceptați în harul lui Dumnezeu și în dragostea lui Dumnezeu și dacă toate acestea le facem cu inimă curată, scumpii mei frați și surori, suntem în mâna bună a Dumnezeului nostru. Bunul Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să citim din Matei capitolul 23 versetul 35, îi rog pe frați să afișeze lucrul acesta și să-l citim, să vedem așa ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barchia, care a fost omorât între templu și altar. Vedeți ce listă începe aici? Începe lista cu un neprihănit care a dus o jertfă frumoasă și aleasă înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă a trebuit să plece printr-o mișelie a fratelui său. El a rămas neprihănitul din capul listei și care ne arată și nouă căci trebuie să rămânem neprihăniți. Neprihăniții nu mor, neprihăniții trăiesc, neprihăniții îl slujesc pe Domnul, neprihăniții așteaptă cu multă bucurie arătarea slavei marelui nostru Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul vieții. Bunul Dumnezeu să ne ajute, Bunul Dumnezeu să ne întărească, frați și surori, și să înțelegem căci Domnul ne cheamă la ascultare. În loc de neascultare, suntem chemați la ascultare. În loc de mânie, suntem chemați la dragoste și la iubire. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În loc de ucidere, să devenim ucigași, Domnul ne cheamă să fim părtași ai neprihănirii. Domnul în jertfa lui ne spală, iar în loc de minciună, Domnul pune pe buzele noastre adevărul. Și fratele nostru, și sora noastră, și frații noștri, și surorile noastre vor fi bucuroși oricând se vor întâlni cu noi. De ce? Pentru că dacă faci bine,
și ești pocăit. Dacă faci bine și aduci o jertfă frumoasă, dacă faci bine și ești acceptat de mulțimea fraților și a surorilor de aici, dacă urmezi cu adevărat pe Dumnezeu din toată inima și din toată dragostea, neprihăniții trăiesc, nu mor niciodată. Numele Domnului să fie slăvit în veci de veci. Amin. Rog corul să dea slavă Domnului cu o cântare. În urma acestei cântări facem o rugăciune și îl rugăm pe Dumnezeu: Doamne, ajută-ne să trăim ca frați. Ajută-ne să te slujim ca frați. Doamne, ajută-ne să ne verificăm profund starea vieții noastre. Lucrurile acestea nu-s doar să umplem timpul. Poate că cineva se va duce acasă și va pune mâna pe telefon și va suna fratele lui sau sora lui sau pe cineva, sau poate că îl va opri aici în seara asta și îi va spune: soră, te rog frumos să mă ierți, frate, am nevoie de iertarea ta, pentru că în cerul lui Dumnezeu vor intra neprienitul Abel, primul din listă, și apoi toți ceilalți, și dumneata și dumneata și noi toți care suntem aici, dacă trăim în neprienirea cerută de Domnul. Amin. Îți mulțumim.
slavă curând vom primi, mulțumire e tot ce de-acum începi. Amin, slăvit să fie numele Domnului. Dacă faci bine, bine vei fi primit. Dacă facem bine pocăindu-ne, aducând o jertfă frumoasă, dacă facem bine și vom fi acceptați, dacă facem bine chiar dacă păcatul pândește la ușă, este cineva care poate să ne apere. Numele Lui e Iisus Hristos și El să ne cerceteze. Venim înaintea Lui cu rugăciune. Am primit aici câteva bilete care spun în felul următor: vă rog în numele Domnului Iisus să vă rugați pentru un suflet ce trece prin încercări și necaz. Domnul să lucreze la problema și la inima lui. Glorie Domnului și Domnul să lucreze. De asemenea, o soră ne cere să ne rugăm pentru că trece prin necaz, prin boală, prin suferință. Dumnezeu să-și întindă mâna, Dumnezeu să-și întindă mâna peste toți cei ce trec prin necaz. Dacă aveți o cauză și în această seară vreți printr-o ridicare de mână să-i spuneți Domnului: Doamne, întinde-ți mâna Ta peste noi, cercetează-ne, dăruiește-ne putere și ajută-ne să facem bine și bine să fim primiți. Pentru toate acestea ne rugăm Domnului și în partea finală mulțumim. Amin. Harul și pacea Părintelui nostru Ceresc și Sfânt să fie și să rămână cu noi toți până la sfârșit. Amin. Vă rog să reocupați pentru foarte scurte momente locurile pe bănci. Mulțumim Domnului pentru această seară. Mulțumim fiecăruia dintre dumneavoastră. Mulțumim celora ce s-au implicat în slujire. Domnul pe toți să ne binecuvinteze și să ne poarte în carul Lui de biruință. La ieșire în holul bisericii, așa cum v-am spus de dimineață, e un reprezentant de la Grupul Speranța, are vreo 60 de volume diferite cu cântări din Grupul Speranța. Cei ce vreți să ajutați lucrarea Domnului, cei ce vreți să faceți cuiva un cadou, luați legătura cu fratele de la ușă. Până atunci când ne vom întâlni aici în casa Domnului marți seara, cred că cei mai mulți, Domnul să ne cerceteze. Aduceți cu dumneavoastră la casa Domnului. E un har să putem să avem asemenea seri de evangelizare. Nu-i nici vremea lucrurilor așa de accentuat, așadar sunteți așteptați marți seara de la ora 18, de la ora 6. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Sa. Într-un mod special, vă rog fraților coriși, frați dirijori, să fiți aici la 6 fără 5. Tare mult vă rog. Domnul să vă binecuvinteze. Ziceți amin. 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 Vedem marți seara. Cu harul și pacea Domnului, adunarea e liberă.